Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul! Ne apropiem cu pași repezi de sfârșit. Foarte repezi. Și Duhul și Mireasa spun vino. Vă provoc o întrebare. Dacă Duhul, acum când ne apropiem de sfârșit cu pași foarte repezi, dacă vine Duhul în dreptul tău și spune vino, cum vii, frate și soră dragă? Simt așa un duh de amorțeală și dacă Duhul s-ar opri în dreptul meu, parcă n-aș risca să vin așa amorțit. Fratele Matei era stresat de ceas. Eu n-am ceas la mine, fraților. Nu știu cât voi vorbi, 10, 15, 20 de minute, n-am ceas. Eu vin dintr-o societate care funcționează la secundă. Eu vin dintr-o societate în care funcționează ca ceasul elvețian. Totul e bine calculat, totul e ordonat, totul funcționează la secundă, la precizie. Știți care sunt urmările? Biserici goale, familii destrămate și tineri care se sinucid. Nu știu dacă știați, dar Elveția are, e țara care are rata, printre cea mai mare rată la sinuciderea în rândul tinerilor. Și o societate în care totul funcționează la secundă. N-am ceas, fraților, și nu știu cât voi vorbi, dar vă rog, când îmi expiră cele 10-15 minute să-mi faceți semn și mă opresc și mă cobor de aici. Eu aș arunca toate ceasurile din biserică și din adunare. Eu nu cred că și are rostul ceasul într-o adunare și într-o biserică. Dacă veniți îmi spuneți că o secundă la Dumnezeu e ca o secundă de pe ceasurile noastre, eu îmi închid Biblia și plec acasă. M-a așteptat Dumnezeu ani la rândul. Și ani la rândul ne-a așteptat Dumnezeu pe fiecare dintre noi și încă ne așteaptă. Și într-o secundă spune, și pe tine te-am mântuit, și pe tine te-am salvat, că ai răspuns chemării. Fraților, dar de anii ăștia care Dumnezeu îi așteaptă după noi, de ăștia nu ne pasă. Ne tot uităm la ceasurile noastre și așteptăm să se termine. Mai puțin și Duhul și Mireasa spun vino. Cum ieși în întâmpinare? S-a citit la început, a citit fratele Petru, un verset din Ioan 7 și vreau un singur verset ce-o citesc și eu. Citim din Ioan 7, versetul 37, unde evanghelistul ne spune așa. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Au spus frații aici, fraților, ați ales o temă importantă. Vă spun că n-ați ales o temă importantă, ați ales o temă foarte importantă, capitală. Dar avem o problemă. E o temă foarte grea. E o temă foarte grea, e o temă foarte greu de digerat. E o temă foarte greu de vorbit despre ea. E o temă foarte greu de prezentat. Cred că ar fi trebuit să facem o adunare ca asta undeva în deșert, undeva în Africa. Cum să vorbești, fraților, despre apă când noi nu mai simțim sete, când noi nu mai prețuim, când noi avem la discreție, vezi cum stau sticlele de apă lângă scaune, cum să vorbești despre apă unui om care nu mai prețuiește apa? Pentru că le avem la discreție, le avem din plin. Cum să-i vorbești unui om despre foame, dacă el are stomacul plin? Dacă cămara e plină, dacă masa e îmbelșugată, cum să-i vorbești despre vremuri de secetă și de foamete?
Vezi, ne-am obișnuit în așa multe binecuvântări, într-o așa abundență și ratăm așa multe lucruri. Cum să vorbești despre sete dacă nu o mai simți? Setea e o senzație acută a organismului, atât de puternică, e mult mai puternică decât alte sentimente sau senzații fiziologice ale organismului, cum ar fi foamea. Dacă un organism fără mâncare poate să reziste până la săptămâni întregi, e bine, fără apă nu poate decât câteva zile, 3-5 zile. Și după aia e terminat. Capitulează. Intră în colaps. Sincopează. Ei bine, înainte, organismul dă niște semnale puternice. Mi-e sete, am nevoie de apă. Vă întreb, dacă din punct de vedere fiziologic, dacă din punct de vedere trupesc, firesc, stau lucrurile așa, cum credeți că stau lucrurile din punct de vedere duhovnicesc? Credeți că stau altfel? Nici de cum. Exact așa stau lucrurile și din punct de vedere duhovnicesc. Spune psalmistul, psalmul 62, însetează după tine sufletul meu, Dumnezeule. Fraților, cât mai însetează sufletul nostru după Dumnezeu? Dacă însetează cineva, ne spune cuvântul, ne spune Evanghelia, dacă însetează cineva, mai simțim noi setea asta în suflet? Setea după cuvânt, setea după prezența Domnului, setea după părtășia adunării, setea după întâlnirea cu Hristos în rugăciune. Mai simțim noi setea asta? Pentru că dacă nu o simțim, înseamnă că e o problemă. Un organism care nu mai simte, e un organism mort. Când cineva e bolnav și are o problemă, merge la doctor. Și ce face doctorul prima dată? Înainte să-l consulte, să scoată stetoscopul, să-l asculte, să-i facă analize, face anamneza. Fraților, așa ar trebui să ne facem și noi fiecare anamneza, să vedem unde și ce s-a întâmplat. De nu mai simțim setea, de ne-am pierdut simțurile. Ce am pierdut? Unde s-a produs ruptura? Unde s-a produs anomalia? Că nu mai simțim. Vedeți, dacă înainte diavolul avea un mod de acțiune și diavolul știa de toate necesitățile astea ale organismului, de apă, de mâncare, de sănătate, era conștient diavolul de ele. Și ce făcea? Exact cu asta te lovea. Și eu ce-am aminte de Mântuitorul în pustiul carantaniei, 40 de zile n-a mâncat nimic Mântuitorul. Și vine diavolul după 40 de zile și le-am bătaie de joc, ți-a făcut foame. Uite aici niște pietre, nu vrei să faci niște pâini din pietrele astea? Și mai crunt, ca să vedeți ce mișel e diavolul și cum își bate joc de noi. Era Mântuitorul pe Golgota, pironit pe cruce, țintuit în piroane, cu cunună de spini în frunte. Și spune Domnul acolo două cuvinte, sfâșuietoare, sfâșuietoare. Mai era puțin și își dădea Duhul și spune, mi-e sete. Și ce face diavolul Mișelul? Ia un burete, îl moaie în oțet și dă oțet. Așa-și bate diavolul joc de oameni și așa-și bate diavolul joc de noi. Și așa-și bătea diavolul joc de oamenii dinainte. Și îi chinuia cu foamea, și îi chinuia cu setea, și îi chinuia cu boala, cu suferința. Păi dacă citim la Sfântul Antonie, venea dracul și îl bătea de-a dreptul. Îl bătea de-a dreptul, lăsa răni în trupul lui. Spune că odată s-a închis într-un mormânt și a venit un starost, a venit un diavol și a mai luat câțiva cu el, și s-au băgat acolo și toată noaptea l-au bătut. L-au lăsat aproape mort. Și asta nu-s povești, fraților. Că ucenicii le-au văzut și le-au mărturisit. Spun că ucenicii la un moment dat au vrut să-l mute dintr-un ținut pe Sfântul Antonie, că le era frică ca diavolul să nu-l omoare. Cu astfel de încercări, cu astfel de ispite, cu astfel de chinuri, venea diavolul înainte.
Dacă stăm și privim atent, vedem că ceva s-a schimbat. Cât am mai primit vreo vânătaie din partea diavolului? Vă întreb. Diavolul și-a schimbat tactica de lucru. Și-a văzut că luându-le mâncarea oamenilor, luându-le apa, chinuindu-le, luându-le sănătatea, luându-le tot ce aveau, oamenii deveneau sfinți. Și-au umplut calendarele. Și așa avem aici sfinții din primele veacuri creștine. Diavolul i-a arunca în arene și ei deveneau sfinți. Sfinții primelor veacuri creștine. Diavolul i-a arunca în închisorile comuniste și le lua apă și le lua mâncarea și le lua aerul și sănătatea și confortul, totul le lua. Erau niște chinuri, fraților, care ne e greu să le descriem, ne e greu să le imaginăm. Spune că îi țineau doi oameni, le puneau un căuș în gură și le dădea dracu apă. Dar nu apă, le dădea saramură. Un litru de saramură le turna pe gât, ca să-i chinuie. Și spune că aveai o sete, după câteva ore se declanșa în trupul tău o sete, că era mai aprigă, simțeai că te usuci, să usucă totul din tine. Era mai aprică decât bătaia, decât chinul, decât surghiunul, decât oprobiu care ți era adus. Așa își bătea diavolul joc de oameni înainte. Și oamenii ăștia au umplut calendarele. Așa și-au bătut joc și de înaintașii noștri. A văzut diavolul că oamenii ăștia au umplut calendarele și așa a schimbat tactica de acțiune. Și-a schimbat tactica de lucru. Și știți ce zice acum? Și de aici vine și prea puțina noastră simțire. De asta am devenit așa nesimțitori. Nu ne mai atinge nicio predică, nu ne mai atinge nicio o părtășie, nicio adunare, nu mai avem răbdare, nu mai suntem ușor distrași. Și-a schimbat diavolul tactica. Știți ce faci acum? Spune, ți-e sete? Da. Uite aici apă. Două sticle îți dau. Îți dau și încă una gratis. Nu, dar nu-mi trebuie, mi-ajung două. Nu, că e gratis. Ți-i foame? Uite aici un meniu. Cu cinci feluri de mâncare. Nu, dar eu nu mănânc așa mult. Dar nu, că aceiași bani plătești. Și acum de o bucată de vreme diavolul și-a schimbat tactica. Știți ce face? În loc să ne ia, să ne ia sănătatea, să ne ia hrana, să ne ia hainele, să ne ia apa, vine și ne dă. Vine și ne dă. Și de când ne dă, fraților, ni s-au pervertit simțurile. Nu mai simțim. Și Hristos știe. Hristos se uită peste veacuri și El simte și știe că vin vremurile astea. Și la un moment dat Hristos, care are vocea blândă, și spune că la un moment dat se așeza între ucenici și se punea jos și vorbea la 5.000 de bărbați. Vine vremea când Hristos se ridică în picioare și nu mai vorbește blând, că nu mai ascultă nimeni și strigă. Și-s vremurile în care Hristos strigă, că nimeni nu mai ascultă. Ni s-au tocit simțurile, ne-au adormit simțurile, pentru că trăim în veacul abundenței, că trăim în veacul lui a avea. Și având, nu mai simți lipsa. Nu vedeți, fraților, că păcatul ăsta al abundenței, păcatul ăsta al lui a avea, tocmai ăsta ne va judeca la judecata viitoare. Tocmai păcatul ăsta ne va chema în fața judecății. Ce spune Mântuitorul acolo? Spune, am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Fraților, să ridice mâna aici cineva care nu are ce mânca. Să ridice mâna de aici care, așa cum a spus-o odinioară văduva din Sarepta Sidonului, vom mânca turta asta și vom muri, că nu mai avem nimic în casă. Avem frigiderele pline, cămara e plină.
Și Hristos vine la judecată și spune, am fost flămând. Cum e posibil, fraților, asta? Am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Păi când mi-e sete, nici nu mă apuc să mi se facă sete, că am apă minerală, am apă tonică, am apă de izvor, am apă rece. Am Coca-Cola, am sucuri, ai la discreție. Și Hristos vine și spune, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Și la mine în dulap, dacă mai găsesc loc de două umerași, e mare lucru. Și Hristos zice, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost străin și nu m-ați primit. Și nu v-ați în case mari, fraților, cu 3, 5, 7 dormitoare și zgoale. Păcatul ăsta al abundenței și al lui avea. Ăsta e via cu care îl trăim și păcatul ăsta o să ne chinui de acum ani viitori. Pentru că avea îți nimicește simțirea. Și în loc să fii un om care să absoarbă, devenim nesimțitori. Când diavolul vinea cu chinuri, se întâmpla un lucru. Când ești în lipsă, simțurile devin mai vii. Duhul învie. Dar când ești în belșug, Duhul adoarme. Duhul amorțește. Mare atenție, fraților, să nu cădem în ispita lui avea, să nu cădem în ispita abundenței, în adunările noastre. Înainte erau adunări de 6 ore, 7 ore, până la o bucată de noapte. Și nu se plângeau, frații. Acum ne tot uităm la ceas și trebuie să încheiem că parcă nu mai avem răbdare. Ispita veacului care îl trăim și lucrarea diavolului. Să nu cădem în ispita asta, că suntem pierduți. Să nu ne mințim. Când simțurile ți s-a adormite și trăiești într-un veac al abundenței și ai totul la discreție, ai totul din plin, nu numai că simțurile ți s-a adormite, dar ți-s și distorsionate. Tu nu mai ai simțul realității. Tu nu mai ai simțul valorii. Trăiești o realitate distorsionată. Asta e marea dramă a diavolului. Și el de asta nu se poate mântui niciodată. Nu numai că nu vrea să smerească. El trăiește o realitate distorsionată. Când trăiești în veacul lui a avea și ai totul în abundență și te bucuri de asta, ți se pervetesc simțurile în așa fel încât nu mai îți dai seama de realitatea adevărată a lucrurilor. Și ne spune cuvântul Domnului în Apocalips 3, spune îngerul bisericii din Laodicea, cea mai tristă stare, poate, de căldicel, de cuibărit bine, acolo unde nu-i nici frig, dar nu-i nici căldură puternică. E așa un loc de cuibar, un loc căldicel, periculoasă stare. Și spune acolo mai departe, pentru că spui, pentru că zici, vezi, de aici vine realitatea distorsionată cu care ne amăcește diavolul în viacul ăsta al abundenței, al lui a avea, pentru că zici, deci că aici e foarte mult subiectivist, fraților, pentru că zici, numai tu zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și acum vine realitatea obiectivă. Dar nu știi. Nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Ce vreți mai mulți, fraților? Nu știi. Deși te crezi în bogăție. Te crezi că ai totul la discreție. Că deții totul, că te-ai îmbogățit. Ai mașini bune, ai case bune, ai confort, ai canapea confortabilă, ai lucruri, ai o haină de calitate și te crezi bogat, dar nu știi că ești
ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc, spune Domnul, să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Ce ofertă frumoasă ne face Domnul. Vine și spune, te sfătuiesc să cumperi de la mine. Nu știu cât ați cumpărat ceva de la Domnul, fraților. Nu știu dacă ați intrat în negoț cu Domnul și v-a vândut Domnul ceva. Cât v-a costat? Dacă v-a vândut Domnul ceva, ați cumpărat ceva de la Domnul, cât v-a costat? Eu am cumpărat odată ceva de la Domnul. Și de atunci mă simt îndatorat pe vecie. Doamne, ce dator pot fi darului Tău mare! Mii de vieți, dacă aș trăi și aș tot vrea să pot plăti. Doamne, știu că nu voi fi niciodată în stare. Doamne, că mi-ai dat și dat aur ca din soare, nu-i ca mine de bogat, Doamne, niciun împărat. Că decât mi-ai dat și dat, ce-ți voi da eu oare? Pentru că zici, dar nu știi. Vine Hristos și astăzi cumva într-o atitudine de alertă și strigă. Dacă însetează cineva, acum într-un veac în care simțurile ni s-a morțite, ni s-a atrofiate și nu mai simțim, devenim tot mai nesimțitori. Hristos vine și face o chemare. El care tot timpul a chemat, El care tot timpul a făcut El primul pas, noi ne-am tot ascuns, ba după un dud, ba după un smochin, noi ne-am tot ascuns. El a tot chemat și vine și astăzi și face o chemare. Dacă însetează cineva, diavolul nu vrea ca să noi să însetăm. Diavolul ne vrea așa, adormiți, amorțiți, nesimțitori. Hristos ne vrea treji, vii, plini de avânt, plini de putere. Dacă însetează cineva, dacă mai aude cineva. Spune aici un cuvânt și cu asta vreau să închei, n-aș vrea să-l omit. Spune că era în ziua de pe urmă. Nu era o zi oarecare când Hristos se ridică în picioare și strigă. Nu era o zi oarecare cum nu e astăzi o zi oarecare. Era ziua de pe urmă. Fraților, după ziua de pe urmă nu mai vine nimic. Nu mai vine o încă o zi de pe urmă, că nu mai este. Ziua de pe urmă e ziua de pe urmă, e ultima. Ei bine, dacă în ziua de pe urmă, care e ziua de astăzi, care e zi de sărbătoare, dacă însetează cineva, să nu se ascundă, să îndrăznească. Poate e cea din ultima dată, când auzi cuvântul sfânt. Ce ai să faci de a-i merge acum necrezindu-l în mormânt? Poate cea din urmă dată, cum a fost la cei mai mulți. Ce vei face? Ce vei face dacă mori și tot n-asculți? Vino la Iisus acum. Ia al vieții drum. Poate e ultima chemare. Asta cea de acum. Vino la Iisus acum, ia-l vieții drum. Poate ultima strigare este cea de acum. Amin, slăiți-vă.